Ia uite ce avem aici. Două care au cu vârful așa, beum, beum. Uite, vezi? Beum, beum. Uite și la căsuța dintre brazi pare interesant. Și în partea aia acolo, așa. Munții aia care se văd acolo sunt munții Făgărași, nu? Parcă așa zicea domnul taximetrist. Între Ardeal și Muntenia se află vârful Moldoveanu, adică de la Moldova. N-are niciun sens. Așa se numește. Așa se numește. Da. Și astea sunt ca să bagi benzină. Ia uite, bă, ce aparate pe aici. Ia. Da. A, și cum plătești? Așa. Scranezi codul. Uite că astea poți să... Ai venit să te încarci cu ceva benzină sau curent, ok? Da, îți încarci direct. Am auzit o zordeală în spatele meu. Mă zici ce se întâmplă? Înainte să plecați, puteți să-mi dați un autograf. Au, păi și ăsta scrie pe aia neagră? Da, uite. A, da, ce puteți. Un autograf? Vrei să scriu ceva în nume? Da. Ce nume vrei să scrii? Nu, să scrii de tot ce. Poate numele tău, mă? Poate de la, Teo. Ar fi de la Motanel pentru... Cum te cheamă, știi? Teo. Pentru Teo, da. Este așa, în direct, iată așa? Dar cum ne poți să spun? Da. Aici e desenatul. Da. Bun. E mai aici, de la Motonel pentru Teo? Da. Așa, să țin un pic de ea, ca să nu mi se miște prea tare, știi? Vrei să scriu și eu? Te s-a pus, mă, te s-a pus, mă, fii atent. Vrei să-ți scriu și eu? E așa. Imediat, stai un pic. De la Motonel. N-am spus niciodată cu chestia de asta și nu știu cum e. Pentru... Stai că n-am scris pe ei. Pentru... Deo... Așa? Îți place? Stai, să-ți dau și eu, stai. Ia filmează tu. Te poți să mai adaugi, uite, poți scrie aici plus puielete sau ceva, știi? Devine de la Motonel și puielete pentru Deo. Vezi, de-aia am ținut un pic de ea, ca, pentru că ți se mișcă atunci când... Ține tu drept, așa. Da, că țin eu. Deci, gata? Așa că trebuie să apeși un pic și dacă nu stă bine, nu scrie, știi? Pentru? Pentru ce? Pentru fanul nostru. Dacă puiuletele vrea să scrie o carte întreagă aici, știi? Aveți de citit până la iarnă. Uite, bă, și inimioare! Gata? Gata, îți place?